Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria mea, Elena Cuisi. Astăzi pregătim un tort pe nume Succes. Ingredientele pentru această rețetă sunt 225 de grame migdale, care eu le-am măcinat, 6 albușuri de ou, 225 de grame zahăr pudră. Pentru cremă avem nevoie de 6 gălbenușuri de ou, 200 de grame de zahăr, 225 de grame unt nesărat, 150 de ml frișcă lichidă, zahăr vanilat și un praf de sare. Într-un bol amestecăm migdalele cu zahărul pudră. Amestecați foarte bine până se incorporează tot zahărul pudră. În bolul unui robot de bucătărie adăugăm albușurile și le mixăm. Dragii mei, cam aceasta este consistența. Încorporăm albușurile de ou. Treptat. Încorporați albușurile ușor, cu mișcări circulare de jos în sus. Dragii mei, așa trebuie să arate compoziția platului de tort. Transferăm compoziția într-o tavă rotundă tapetată la bază cu hârtie de copt. Punem tava în cuptorul preîncălzit la 160 de grade pentru 20 sau 25 de minute sau faceți testul cu scobitoare. Pentru crema succes am adăugat o cratiță în care voi pune gălbenușurile de ou, praful de sare, zahărul, amestecăm. Dragii mei, crema se fierbe la foc mediu. Adăugăm zahărul vanilat, frișca lichidă și amestecăm în continuare până când va da într-un clocot. Dragii mei, observați că a început să dea în clocot. Opresc focul. Imediat adăugăm untul rece. Amestecăm până când se topește untul. După ce incorporez foarte bine untul, am să las crema la temperatura camerei până când se va răci complet. Dragii mei, să nu vă speriați că crema este foarte subțire. Ea se va îngroșa după ce se va răci. Dragii mei, platul s-a copt. Am să-l răsturn pe un grătar. Îndepărtăm hârtia de copt și am să-l las la răcit complet. Dragii mei, dacă doriți ca tortul și crema să se răcească mai repede, puteți să puneți o jumătate de oră la frigider. Punem crema pe tort. Întindem cu o spatulă. Crema se va așeza foarte frumos pe tort. Dragii mei, dacă doriți, puteți doar să puneți ciocolată răzăluită, dar eu vreau ca să-i fac un altfel de ornament. Aici am ciocolată temperată.
Aici am bombone de ciocolată, în care am să le plasez frumos. Dragii mei, sperăm din suflet să vă placă acest tort, cu speranța că și dumneavoastră îl veți încerca. Vă mulțumim că sunteți alături de noi, iar până la următoarea rețetă să ne auzim cu bine! Paște fericit!